Leonida Lari, vocea prin care se auzea dorința unei națiuni întregi de a trăi liber într-o țară independentă. Era acolo, la Marea Adunare Națională, unde își spunea oful și greul din interior. E unul dintre inițiatorii și liderii mișcării de renaștere națională. A cunoscut timpuri grele și spunea de multe ori că, în truda de a avea o independență și o țară frumoasă, își putea întâlni moartea la fiecare colț. Leonida Lari s-a născut în octombrie 1949 în satul Bursuceni, Sângerei, într-o familie de învățători. Între anii 1965-1971 urmează facultatea de filologie la Universitatea de Stat din Chișinău. După absolvire este colaboratoare la Muzeul de Literatură, lucrează apoi la editura Cartea Moldovenească, mai întâi la secția Traduceri, apoi ca redactor. Între anii 1973-1975 este angajată la săptămânalul Literatura și Arta. Pseudonimul Leonida Lari și-l ia la 18 ani. Spunea într-un interviu păstrat în arhivele televiziunii naționale că schimbarea numelui de familie n-a fost deloc întâmplătoare. Mi-am ales acest pseudonim la 18 ani, când am publicat pentru întâia oară în revista Nistru primul ciclu de vers. Și iarăși, mulți ani mai târziu, am aflat că există un zeu care îi zice Lari, care se află în nodul simpatetic din regiunea laringelui, aici. Și că oamenii, vă zic, că încep să cânte, încep să spună poezii, în genere le ajunge sufletul la gură, când energia spirituală ajunge în acest punct. Scria poezii de la vârsta de 12 ani. Debutează cu o culegere numită Piața Diolei, în 1974. Versul ei e aproape bocet, plâns, smuls dintr-o iubire adevărată față de țară și cuvântul românesc. Frații mei de sânge, prinșii mei de lut, roditori de pâine, neavani de nume, nu-i un neam pe care să nu-l fi încăput, nici un neam pe lume. Din cercări atâte câte ne-au încins, fără a ne scade greul din simțire, nu e nicio stare care ne cuprins, n-am avea un fire. Călători prin viață ca într-un cerc vrăjit. Leonida Lari a avut o mare importanță pentru renașterea noastră națională, a spus în multe interviuri Arcadie Suceveanu. E numele care ne amintește de luptă și curaj. În anii de renaștere națională s-a implicat total în miezul evenimentelor. Și dacă e să dăm filmul evenimentelor din acei ani înapoi, în toate momentele cruciale ale istoriei noastre mai recente, o întâlnim pe Leonida Lari în cronica cuceririi redutelor. Limbă, alfabet, tricolor, suveranitate, imn. Cărțile ei de atunci au ajuns să fie o adevărată cronică a renașterii basarabene sub semnul românismului. Cuvântul Leonidei Lari știa să ajute lumea, să o îndemne să creadă în bine, susținea Nicolae Dabija. În fața acestei femei, mulțimea avea putere și credință. Cuvântul ei a fost chemat să îmbărbăteze, i-a încurajat mulțimile. Cuvântul ei era așteptat și de foarte multe ori, atunci când era prezentă, mulțimile s-au simțit îmbărbătate. Leonida Lari rămâne exemplu de bunătate, de femeie puternică. A avut curaj, demnitate și forță să meargă spre bine și spre libertate. Versul ei nu înseamnă doar poezie, ci lecție de luptă pentru propria viață și pentru soarta unei națiuni întregi. Nu sunt decât un trist poet de care maica au de plâns de cum s-a născut, doar steaua se arătă îndurătoare, hrănind cu foc ființa mea de lupt. Oricum mi-e strâmb sub soare și sub lună, fiind o punte între morți și vii, doar câteodată viața îmi pare bună, când scriu suave, dureri, poezii. În anul 1996, Leonida Lari a fost distinsă cu Ordinul Republicii. S-a stins din viață în decembrie 2011 la Chișinău.